Vă salut cu respect, distinși membrii UNESCO-ului. Vreau să fac o dată pe săptămână un vlog despre tehnologie, despre o chestie de tocat bani. Așa cum săptămâna trecută am făcut despre ghiozdanul anti-furt, găsiți link în descriere dacă vreți să vedeți clipul ăla în caz că nu l-ați văzut deja, astăzi vreau să vorbim despre Polaroid. O chestie foarte hipsterish, am spune, de fapt chiar e hipsterish, pentru că e destul de old school, faci poza, îți iese poza pe hârtie, tara, te lauzi, le pui pe Instagram și iei multe like-uri. Ding! Dar eu vreau să vorbim totuși despre cât de mult merită să dai 560 de lei pe o cameră de-asta sau 860 de lei pe o cameră care are și display, același model, numai care are și display. La asta când faci o poză nu poți să o vezi, nu poți să vezi ce ai făcut, dar atunci când faci poză te uiți prin acest vizor sau nu știu cum îi se zice. Cred că am apăsat și cred că o să fac o poză din greșeală. Băi, costum hârtia! Ce mai întâmplă? Da, el funcționează foarte simplu. Așa se deschide și după aia apeși pe butonul roșu și faci poza. Gen. Și acum, teoretic ar trebui să înceapă să o printeze. Cred. Că scrie... a început. Îți bipăie un LED aici cum că începe să printeze. Prin intermediul acestor LED-uri comunică aparatul cu tine. Aparatul are și un slot de SD card unde îți salvează pozele în format digital. Dar vă dați seama că nu e cine știe ce calitate când vine vorba de pozele astea. Întâmplător, acum iese o poză, nu iese o poză, aici iese un cartonaș de test. Pentru că în aceste pachete, care by the way, costă 150 de lei, 3 astfel de pachetele cu 10 hârtii foto. Când pui aceste hârtii în aparat, prima hârtiuță este o hârtiuță de asta de calibrare a aparatului. Asta e moca. Asta e 11 coală. Eu acum mi-am dat seama că am făcut selfie-ul în unul dintre cele 3 moduri pe care le are acest aparat, modul alb-negru. Mai există modul sepia, ăsta e alb-negru. Uitați-vă la băiatul ăsta. Kipeș aici. Da, kipeș, foarte kipeș. Hello! Există modul sepia, modul alb-negru și, desigur, modul normal. Calitatea pozelor, v-am spus, nu este fantastică. Așa, probabil că el o să înceapă să imprimești ce a dat după poză. Calitatea pozelor nu este fantastică. Cum am spus, este un gimmick pe care, na, îl folosești, ești hipster. Noi am făcut de-a lungul zilelor trecute niște poze, uitați-vă și voi, niște exemple de poze. Asta este și poza acolo. Selfie de tip. Am consumat două core. De ce ai consumat două core, Marian? Pentru acest clip, Georgian. Voiam să încep clipul ăsta cu un citat dintr-o carte pe care am citit-o cu cea timp, foarte șmecheră, original, s-a mai vorbit despre aici pe vlog. Fiți atenți, cartea e în engleză, eu o să citesc în română, adică direct, o traduc instant, pot să fac chestia asta, sunt un geniu. Stând pe o scenă în fața unei audiențe captive, un icon din zona de tehnologie scoate din buzunar un nou device. Este mult mai mic decât cel al competiției și nimănui din sală nu-i vine să creadă ochilor. Fondatorul are un charm și un mod teatral de a lansa un produs și iar acest lucru nu este singura lui sursă care de faimă. Este cunoscut pentru creativitatea, pentru viziunea creativă pe care o are, pentru pasiunea de a combina știința cu arta și obsesia sa pentru design și calitate. Ei bine, nu este vorba despre Steve Jobs. Cu toate că din descrierea asta pe care a făcut-o băiatul ăsta aici, în cartea asta, vorbește și despre cum îndeamnă oamenii să gândească diferit acest individ și acele, îl te face să crezi că vorbește despre Steve Jobs, dar de fapt nu vorbește despre el, vorbește despre unul dintre eroii lui Steve Jobs, pe nume de buletin, Edwin Land. Acest Edwin Land este fondatorul Polaroid. Ei bine, omul ăsta a creat
acest concept de cameră instant. Toată lumea era nebunită după chestia asta în anii 80. Steve Jobs a spus despre Edwin Land ăsta că este un mare inventator, un mare geniu, îl respecta foarte mult. Dar totuși compania asta s-a dus la fund în ultimul hal în momentul în care s-a digitalizat piața de camere. Iar acest Edwin Land era la modul nu există așa ceva, întotdeauna oamenii vor vrea să-și imprime pozele și să le aibă în format de hârtie. Au încercat să se ducă contra unui curent pe care culmea Steve Jobs chiar îl împingea, să zicem așa, dar ideea e că omul ăsta a cam dat la joale și a dat la joale singuri și a dat la joale companiei, nevrem să se digitalizeze, să digitalizeze produsele. Într-un final le-a digitalizat pentru că, așa cum am spus, există aceste camere care au și display, faci poze cu ele și ți le și printează. Omul n-a renunțat la ideea lui până la urmă. Dar compania Polaroid nu este atât de wow pe cât era în anii 80. Atunci era mega nebunie cu Polaroid, 80-90, haos curat, dar apoi cu digitalizarea s-au dus în cap, alte companii au ieșit la suprafață și fac succes, cum e Canon, de exemplu, acum. De pe un Canon și filmez de altfel. E bine, ce vreau să zic e că, prin toată chestia asta super lungă, e că Polaroidul este doar un gimmick, este doar o cameră simpatică cu care o să atragi atenția și oamenii o să te întrebe: "O, cum adică? O, scoate și pozele? A, da, exact, ca pe vremuri." Dar nu o să o folosești în mod curent. E o cameră pe care îți recomand să o cumperi doar dacă ai un proiect special, o chestie super creativă pe care vrei să o faci. De exemplu, am văzut că Casey Neistat, un bine cunoscutul vlogger care m-a inspirat și pe mine să mă apuc de vlogging, are în studioul lui un perete, așa o bucată de perete de sus până jos, unde are foarte multe portrete ale persoanelor care au vizitat de-a lungul timpului acel studio. E o chestie foarte drăguță, un gimmick, și toate pozele alea sunt de tip Polaroid, din câte am observat. E bine, dacă vii cu genul ăsta de idei și vrei să faci un proiect ăsta, un album, albumul foto al verii noastre, o chestie inedită pe care putea să o faci în 2019, când toată lumea face poze cu telefonul, da, dar ca să o iei pentru a o folosi zilnic, o să te alegi cu foarte multe poze de genul ăsta, care sunt plăcute, dar până la urmă nu o să le ții undeva în Macworth și într-un raft, dacă nu le iau și nu le înrămez și nu le pun pe un tablou pe care la un moment dat o să-l dau jos, că o să fie deja ok, vreau să fac alte amintiri în timpul ăsta. Deci concluzia e că 560 de lei îi dai dacă vrei să faci ceva cu adevărat wow. Există și versiunea la 860, cum am spus, mai sunt și alte modele de Polaroid, eu întâmplător pe ăsta l-am. Ce vă recomand eu în schimb să faceți este să vă cumpărați o imprimantă fotoportabilă. Asta cred că e o variantă, o soluție de mijloc. Ideea e că toți facem poze cu telefonul și vrem ca acele poze să aibă o calitate bună, mai ales că le punem și în social media. E bine, sunt anumite poze super mari pe care poate ai vrea să le pui direct și în forma de asta de hârtie. Și o imprimantă de asta costă 649 de lei. Întâmplător chiar arată destul de asemănător cu aparatul ăsta. Numai că în ele pui hârtie asta care costă 150 de lei, 30 de coli, deci nu e tocmai ieftin. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care cred că tovarășul Edwin nu a scos-o la capăt cu business-ul ăsta, nu a devenit un unicorn. Și iei pozele the best of the best pe care le iei și le printezi apoi. Asta e o soluție de compromis. Desigur, dacă vrei și o jucărie de asta pentru proiectul de-alea, da, e mișto să o ai. Niciodată nu se știe, dacă ești creator de conținut, ce oportunitate se ivește ca să faci niște content ăsta așa, super șmecher, să faci o poză de genul ăsta. Ok, cred că v-am lămurit cu vlogul de astăzi, cred că am fost util, Doamne ajută, link în descriere către aparatul ăsta pe care l-am eu, link în descriere către imprimanta pe care v-am recomandat-o eu. Acesta a fost vlogul de astăzi, dacă n-ați citit cartea asta să o citiți, că e foarte șmecheră, în română sau în engleză, voi decideți. Acesta a fost vlogul de azi. Să-mi spuneți în comentarii dacă vi se pare mișto ca o dată pe săptămână să vorbesc despre un gadget ăsta pe care să vă tocați banii și... sau pe care mi-am tocat eu banii și vă invit să vă tocați și voi banii sau să nu vă tocați și voi banii. Înțelegeți ce o să zic. Ta-da!